Dragii mei, studiul nostru pe mărturisirea de credință de la 1689 am ajuns la capitolul 16 despre faptele bune. Un subiect important din foarte multe privințe. E important pentru că Biblia ne poruncește să fim plini de revnă pentru fapte bune. Sau zice tot în tit, să fim cei din tâi în fapte bune. Scriptura spune că oamenii vor vedea faptele noastre bune și vor slăvi pe Dumnezeu sau vor da slavă lui Dumnezeu... Petru are o nuanță, zice, în ziua cercetării. Deci există ceva care îi stimulează pe oameni văzând faptele noastre uh, bune. De asemenea, peste tot în Scriptură, ne se vorbește despre, uh, sau ni se prezintă îndemnuri, porunci de a face fapte bune. Uh, Pavel zice că am fost zidiți în Hristos pentru fapte bune. Adică ai fost mântuit pentru asta, ai, ai fost pus în Isus pentru asta. Că faptele bune au fost pregătite de Dumnezeu mai dinainte de veșnicie. Se pare că în Sfânta Scriptură ni se arată în multe feluri și multe chipuri că faptele bune au un rol foarte important. Au un rol foarte important. De aceea cred că este foarte important în această seară să stabilim pentru noi ce sunt faptele astea bune. Dacă sunt atât de importante, dacă am fost mântuiți pentru asta, dacă sunt pregătite din veșnicie, dacă ni se poruncește constant, zice, să fim plini de rână, să fim cei din tâi în fapte bune. Dacă oamenii pot să fie cercetați, să dea slavă lui Dumnezeu prin faptele noastre bune, cu siguranță ar trebui să fim foarte, 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 foarte interesați de ce sunt aceste fapte bune. Și cred că totul pornește de la premizele cu care pornim în, definire, în definirea acestui concept și, bineînțeles, implicit, de la definiția cu care pornim. Ce variante avem de fapte bune? Ce variante avem? Ce definiții? Ce variante de definiții avem? Faptele bune poți să le descrii, de exemplu, printr-o conformare exterioară la legea lui Dumnezeu. Faptul că cineva, de exemplu, respectă legile de circulație sau respectă tot felul de legi din societate, da? Poți să zici, domnule, omul ăsta are un comportament bun. Oamenii apreciază modul lui, da? Conformarea lui exterioară la legi. Tu nu faci niciun fel de declarație despre motivațiile lui, intențiile lui, gândurile lui. Nu, asta e interesul tău. Tu, ca cetățean al țării, te interesează ca să existe o conformare exterioară la legi. De ce? Pentru că respectarea legii de către respectivul individ îți beneficiază și ție, da? Deci putem defini faptele bune prin expresia moralitate externă sau conformare exterioară la legea lui Dumnezeu. Întrebare pentru dumneavoastră și vă rog să comunicați cu mine. Oamenii din lume necredincioși se conformează într-o oarecare măsură exterior legii lui Dumnezeu, da sau nu? Da. Oamenii din lume se conformează într-o oarecare măsură legilor lui Dumnezeu. Bun. Un alt mod în care putem vorbi despre fapte bune nu este doar referindu-ne la o faptă bună care în exterior. Dacă nu avem niciunul vreo aplicație pe telefon ca să vedem care au fost motivația lui, care au fost intenția lui, cu care e starea inimii lui, așa zicem, domnule, a fost o faptă bună. Din exterior, așa am văzut. Apreciem tot felul de acte de caritate, de bunătate în lume și normal. Da? E normal. Ar fi cum dacă am spune, a, eu știu că el e necredincios, inima lui nu curat, egal cu zero fapta lui înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se așteaptă să ne comportăm așa în societate și să-i încurajăm pe oameni. Zero fapta ta bună. Degeaba, dacă nu ești... Nu o să ai modul în care noi funcționăm în societate și nici nu ar trebui să funcționăm în societate, rezultatele ar fi dezastroase. Versus, tipul ăsta de fapte bune, versus fapte bune care pornesc din lăuntru, da? Vorbești despre o faptă bună luând în considerare intențiile, motivațiile, ce vrea omul să realizeze, ce scopuri are, da? Aici deja intrăm în alte chestiuni pe care pe oamenii din jurul nostru nu prea îi interesează, da? Deci există cel puțin două moduri de a vorbi despre fapte bune. Vorbim despre conformare exterioară sau vorbim și despre conformare interioară a inimii mele, da? Față de legea respectivă. În general, oamenii vorbesc despre fapte bune având în vedere profitabilitatea produsă de faptele acelea. Da? Profitabilitatea. De exemplu, dacă eu aș fi un necredincios și m-aș purta frumos cu soția mea ă, și aș face tot felul de lucruri frumoase și bune, lucrul ăsta mi este profitabil și mie și ei, da? Nu discutăm spiritual. Este profitabil. Am familie. Dacă la locul de muncă da, te comporți, ești ager, ești harnic și așa mai departe și faci tot felul de lucruri bune, Poate faci muncă de calitate, nu doar ce ți se cere. Lucrul ăla îți folosește ție. Cel mai probabil vei fi căutat, vei fi răsplătit și așa mai departe. Ai o profitabilitate materială. Dacă în societate, Biblia spune, dacă în societate te conformezi exterior legilor, statul a fost lăsat sau conducerea a fost lăsată ca să laude pe cei care fac bine. Da? Există o profitabilitate socială, materială, familială. Dar atenție! De partea cealaltă, ce nu se vede cu ochiul liber, vorbim despre o profitabilitate spirituală. Și întrebare pentru dumneavoastră, atenție, poți să faci fapte bune, care să fie profitabile din punct de vedere material, social, familial, dar să nu fie din punct de vedere spiritual? Da. Da, sunt oameni din lumea asta care se poartă frumos cu soțiile lor. Da, sunt oameni din lumea asta care sunt cetățeni buni. Slavă Domnului pentru ei! Cum ar fi să ai în bloc, din, dacă ar fi 12 apartamente, 4 să fie proxeneți, 5 urmăriți de DNA și restul violatori? Fi dezastru, nu? Noi apreciem lucrul ăsta, da? Apreciem comportamentul sau conformarea lor la legile societății, da? Și apreciem când oamenii sunt buni, chiar dacă sunt necredincioși. Niciunul dintre noi credincioși n-ar trebui să spună, egal cu zero înaintea lui Dumnezeu, cu tot în ea se duce. Nu este modul în care noi privim lucrurile. De ce? Pentru că privind dintr-o perspectivă a cetățeanului, a individului care locuiește în societate și, căruia, uh, 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 și care beneficiază de comportamentul celorlalți. Da? Deci există o profitabilitate socială, materială, familială, civică și așa mai departe. Și legală. Dar pe de cealaltă parte există o profitabilitate spirituală. Cum am făcut comparația din aur, o conformare exterioară, dar este și o conformare interioară. De asemenea este o profitabilitate nu doar, să zic care privește relația cu oamenii ci o profitabilitate spirituală care privește relația cu Dumnezeu. Da? Cu Dumnezeu. Și întrebare pentru dumneavoastră. Când Biblia vorbește despre fapte bune, despre ce fapte bune vorbește? Vorbește despre conformare exterioară la legile lui Dumnezeu? Nici vorbă. Vorbește de profitabilitate pe care faptele noastre o au doar din punct de vedere social, material, familial, cuprinde asta. Dar nu este primul lucru. Ce aspectul spiritual cum vede Dumnezeu faptele alea bune, da? Prezentând definiția aceasta, vom porni uh, la lucru, discutând câteva lucruri despre faptele bune în această seară. Și este important, am vrut de la început, ca să punem premisele foarte clare, definițiile foarte clare, ca să știm despre ce vorbim. Pentru că oamenii sunt confuzi, oamenii când zic, a, Dumnezeu i pasă de faptele noastre bune. De ce înseamnă că pot să fac ce vreau eu în lume? Înseamnă că oamenii necredincioși ar trebui curajoși să trăiască oricum? Nu! funcționăm pe două paliere, gândim pe două paliere, da? Și e important ca să le disociem la un moment dat, ca să înțelegem cum vorbește Biblia despre fapte bune, da? Mărturisirea noastră definește faptele bune, foarte interesant și bine, în felul următor. Faptele bune sunt doar, dar limitează, doar acele fapte pe care Dumnezeu le poruncește în cuvântul său sfânt. Deci dacă Dumnezeu nu poruncește, vorbim printr-un principiu sau Practic, nu prezintă o faptă pe care trebuie să o faci, ea nu este bună. Da? Deci sunt doar acelea pe care Dumnezeu le poruncește în Cuvântul Său Sfânt. Biblia prescrie ce fapte bune să facem. Și nu acelea pe care oamenii le plănuiesc și le fac fără această împuternicire. În virtutea unei râvne oarbe sau unor intenții bune. Întrebare. E posibil ca un om să se ducă să dăruiască bani la o sectă cu intenții bune? El să fie sincer în inima lui. E posibil? Sigur că e posibil. Crezi că omul ăla care e bolnav și s-a promis o viață întreagă că la Parascheva la Iași îi vindecare, credeți că el se duce cu intenții bune acolo? Păi da, sincer, el vrea să fie vindecat, evident. Dar, ce spune mărturisirea? Sunt doar acele fapte pe care le poruncește Dumnezeu în cuvântul său sfânt. Aia, dintr-un punct de vedere, omul ar putea să ajute și ce, ce treabă ai tu cu femeia aia? Dar din punctul ăla de vedere omenește, s-ar putea, în, în, cum să zic, în sistemul lui, el să le considere bune. Întrebarea este dacă au fost prescrise, poruncite de Dumnezeu, da? E foarte important să facem distinția aceasta. E foarte, 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 foarte important. De exemplu, dacă un om într-o zi, în loc să se ducă la furat, stă cu o brățare de aia, nu știu cum se cheamă, mă iertați, în scapă, stă cu rozale, da? Și numără, și se roagă, și se închină, și nu e mai bine că face treaba asta decât să, duce, să ducă să dea în cap la unul? Dintr-un punct de vedere, da, din punct de vedere exterior. A fost prescris lucrul ăsta de Dumnezeu? Nu a fost prescris de Dumnezeu. Înțelegeți cele două moduri de a privi lucruri? Foarte important să le înțelegem. Eu mulțumesc mulțumim că îl văd cu aia și nu să duceți să dea la unul tripalme pe stradă. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu a prescris fapta aia bună și că Dumnezeu o consideră bună. Da? Atenție, foarte important să distingem lucrurile, da? Zice aici la un moment dat, folosește o expresie interesantă. Oameni care fac fapte în virtutea unei râvne oarbe. Biblia vorbește despre o râvnă fără înțelepciune sau pricepere. Zici, mă, ăsta e harnic. Da? Nu prea duce mintea, știi? Trebuie să-i spui la fiecare lucru ce să fac, că nu știe. El se duce și știți că sunt oameni. Dacă îl pui să ia grinda mare de fier, îl pune mâna și o ia și o ridică. Îl pui să facă orice, dar nu știe. Trebuie să-l direcționezi la fiecare chestiune. Cam așa e și în faptele bune, da? Râvna nu este suficientă. Nu este suficientă, da? Uitați ce important e ca faptele să fie prescrise, poruncite în Cuvântul Sfânt, da? Și având împuternicire. Zice, oamenii fac fapte cu o râvnă o armă, o arbă fără împuternicire sau autorizare de la Dumnezeu. În virtutea unei râvne oarbe sau unor bune. Asta e definiția. Bun. Care trebuie să fie sursa faptelor noastre? Ce trebuie să nască faptele bune? La un credincios vorbim, da? Sub punctul 2 spune așa. Aceste fapte bune făcute în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Deci prima condiție pentru ca o faptă să fie bună din punct de vedere spiritual, da, mergem pe palierul care ne interesează pe noi, trebuie să fie în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Tu trebuie să poți identifica un principiu general, măcar din cuvântul lui Dumnezeu, care îți poruncește chestiunea aia. Da, Biblia nu spune să-ți două bucăți de brânză acasă. Dar există niște principii în Biblie ca să-mi ajut fratele care nu are ce mânca, da? Sau să-mi ajut fratele care nu are cu ce să îmbrăca, da? Există principii largi. Există chiar prescripții ca să ți ajut să l îmbraci, da? Dar pot să fie alte exemple care nu le găsești în Biblie. Exemplele. Da, găsești principiul. Și tu spui, nu spune în Biblia nicăieri ca să mă duc să-i cumpăr la fratele meu o felie feliată. E bine, tu e ne o nefeliată. Nu-ți prescrie asta, da? Îți prescrie principiul general, da? Îți prescrie principiul general. Aceste fapte bune făcute în ascultare de poruncile lui Dumnezeu, atenție, sunt roadele și dovada unei credințe vii și adevărate. Deci mărturisirea stabilește de la bun început, ceea ce stabilește și Biblia, relația dintre fapte și credință. Faptele nu duc la credință, faptele sunt dovada și roada unei credințe vii. Evident, dacă există o credință vie, există și o credință moartă. Credința vie dacă produce fapte, credința moartă nu produce fapte. E ca la grădiniță, de simplu. Bun, ne arată apoi mărturisirea rolul faptelor bune. Cu ce te ajută pe tine faptele bune? Zice așa. El ne dă șase motivații. Ei ne dau șapte, șase motivații, care au scris mărturisirea. Prin ele, credincioșii își exprimă atitudinea lor de mulțumire față de Dumnezeu, da? Deci eu răspund cu mulțumire lui Dumnezeu. Este interesant în textul din Timotei 6, dacă nu mă înșel, Apostolul Pavel zice că Dumnezeu ne dă toate lucrurile din berșug ca să ne bucurăm de ele. Bun, deci ne-o dat Dumnezeu, eu cisternă aia mare în care Dumnezeu toarnă, 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 zice ca să mă bucur de ele. Ce vrea Dumnezeu să devin obez, da, în ghilimele spiritual cu binecuvântările lui și totul să se oprească la mine? Nu, ce vrea Dumnezeu? După aceea autorul merge mai departe și îl spune sfătuiește pe cei bogați ca să fie bogați în fapte bune. Deci faptele bune sunt o dovadă a mulțumirii mele. Eu nu zic mi-a poruncit Dumnezeu să fac fapte bune. Mă duc și am făcut faptă bună. Nu stau și procesez și zic Dumnezeu care mi-a dat, Dumnezeu care mi-a făcut, Dumnezeu care m-a ajutat. Este un Dumnezeu care merită să primească de la mine slavă prin a face o faptă bună față de celălalt. Cu alte cuvinte și lucrul ăsta este, de-a dreptul eliberator, de exemplu, pentru situațiile în care cineva te dezamăgește după ce ai făcut o faptă bună. E imposibil să nu se întâmple lucrul ăsta. Spuneți dacă nu e așa. E imposibil ca cineva pe care l-a ajutat să nu te dezamăgească. Fie că folosește, prostește bine cuvântările lui Dumnezeu, da? dar dacă tu ai dat, zici, Doamne, eu. Inima mea față de tine ăsta, asta este. Eu văd bine cuvântările tale, văd mâna ta peste viața mea și vreau să dau. Tu dai în relație cu Dumnezeu. Asta te eliberează de o frustrare pe care o vei avea în relație cu oamenii care te dezamăgesc. Foarte important să faci dintr-o motivație corectă. E sănătos pentru suflet. Bun. Exprimă atitudinea lor de mulțumire. Își întăresc siguranța mântuirii. Faptele bune nu dau mântuirea, dar faptele bune duc la siguranța mântuirii. Sunt puțin ciudat, nu? Păi sigur, cum să nu contribui la siguranța mântuirii? Credința nu se dovedește prin fapte? Cum știu eu că am o credință adevărată? Eu vreau să stau în oglinda spirituală, Doamne, vreau să știu dacă am o credință adevărată. Cum știu? Un mod, unul dintre moduri, sunt mai multe moduri prin care poți să ajunge la siguranța mântuirii, dar un mod este să te uiți la faptele tale. Văd în faptele mele lucrarea Duhului. Sfânt, văd eu că credința mea este o credință care produce fapte? Și când văd lucrarea Duhului, sunt în viața mea care duce la fapte. Mi se întărește siguranța mântuirii. Trei, îi edifică pe frații lor. Adică, cum îi edifică pe frații lor? Nu înseamnă neapărat că eu beneficiez de pe urma faptelor tale bune. Ci faptul că tu vezi pe un frate care face fapte bune, sau pe o soră care face fapte bune, și să spui și spui și ar trebui să spui. Spui, Domnule, slavă Domnului că am o asemenea soră în biserică. Slavă Domnului că am o asemenea un frate în biserică. Eu văd dovezile harului, credinței, lucrările Duhului sunt în viața fratelui și a sorii mele. Vă că e activ, vă că face fapte bune, vă că e plin de râvnă, mă bucur de el. Eu sunt edificat, la fel cum sunt edificat când tu te rogi. Când tu te rogi și vezi gloria Domnului și mă ajungi pe mine să văd niște lucruri pe care nu le-am văzut. Da? La fel când văd modul tău, da? reacția ta la binecuvântările lui Dumnezeu prin faptul că și tu binecuvintezi pe alții, sunt edificat, evident că sunt edificat. Ați fi afectați dacă biserica asta ar fi plină de oameni zgârciți, de exemplu? Ați fi afectați? Da sau nu? Evident că am fi afectați. Nu doar că mărturia ar fi ea. Ar fi ea creală tot timpul aici, în, în, toate aspectele. E imposibil să nu te afecteze. Exact opusul, dacă nu suntem așa și inima ne este liberă, pentru că Dumnezeu ne-a făcut-o liberă, lucrul acesta edifică pe frați. Patru, auziți, împodobesc Evanghelia prin trăirea ei îmipodobesc Evanghelia. Deci nu adaug la Evanghelie nimic, dar o podobesc. Fac reclamă Evangheliei. Pavel spune la un moment dat să trăim vrednici de Evanghelie. Să trăim într-un mod vrednic de Evanghelie. Ce e Evanghelia? Evanghelia este mesajul mântuirii în Domnul Isus Hristos. Că noi păcătoși și nenorociți am fost ridicați, aduși la viață și puși într-o poziție extraordinară. Fascinantă. În locurile cerești, ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Faptele noastre bune fac într-un fel reclamă, ca mulțumire la ce a făcut, dar ca reacție la ce a făcut Dumnezeu pentru noi, facem fapte bune, da? Facem fapte bune. Acum eu am exagerat puțin, poate, pe chestiunea de dărnicie, material și așa mai departe, dar nu doar asta nu înseamnă fapte bune, vom vedea imediat. Apoi, 5. Astupă gura vrăjmașilor. Astupă gura vrăjmașilor mi place să astup gura Vrei să le fac faci o apologie, să le fac un live, să le fac eu nu știu ce. Nu e cel mai simplu mod. Ia stup gura vreșmașului, intru, pac, și da, ai da, te-ai spus, ai cuvintele la tine, e mai ușor să astup gura vreșmașului așa. Dar știți când vrăjmașii sunt cuceriți? Ce spune cartea proverbe? Când e... Exact. Atunci, at... și nu există, nu știu dacă dumneavoastră ați experimentat, eu am experimentat, să-l vorbești, de exemplu, pe un om de rău și să-ți să infirme total ceea ce ai spus despre el. Te simți cel mai mizerabil om de pe pământ. Și dacă ești credincios, Duhul Sfânt te va cerceta. Că n-ai spus bine, că n-ai făcut bine. Și Biblia spune, asta să facem. Ăsta e modul în care astupăm. Există un, atenție, există un cadru, spune de exemplu despre prezbiteri, să fie în stare să înfrunte pe potrivnici. Da? sau să închidă gura oamenilor neștiutori și proști. Există un cadru, există o limită, există un loc pentru a face chestiunea asta. Dar norma este ca trăirea noastră să îi pălmuiască peste gură. Trăirea noastră, faptele noastre. Adică să fie penibil cineva care l aude și zice bă, du-te la la plimbare. Că nu știu despre ce zice, vorbești, dar nu e adevărat. Adică realitatea e alta, frate. Da? Să nu existe suspiciuni. Oare o fi sau nu o fi așa? Asta spunea, stupă gura vreșmașilor, da? prin comportament care te lasă fără drept de apel. Și îl slăvesc pe Dumnezeu ale cărui făpturi sunt. Da? Deci sunt menționate șase scopuri ale faptelor uh, bune. Care e locali... Cum am putea localiza noi în această mare lucrare a mântuirii faptele bune? Unde am putea să le localizăm? Și mărturisirea ne spune unde e locul faptelor bune în mântuire. Ei au fost creați în Isus Hristos și prepoziția asta este fundamentală și suficientă. În nu din faptele bune, datorită faptelor bune. Ei au fost creați în Hristos pentru faptele bune. Ce înseamnă pentru faptele bune? Că ele vin după crearea mea în Hristos. E suficient de clară Biblia. Pavel în tip, după ce vorbește despre mântuire, tip 3 spune, îndeamnă pe cei ce au crezut în Dumnezeu ca să fie cei din tâi în fapte bune. Pe cei ce au crezut deja în Dumnezeu. Să fie cei din tâi în fapte bune, da? Deci locul faptelor bune în economia mântuirii, în procesul mântuirii, este după zidirea noastră în Hristos. Apoi spune, ei au fost creați în Hristos pentru fapte bune, pentru că având acum sfințirea ca deci faptele bune sunt sfințirea noastră, la sfârșit se poate obține viața veșnică. Ce spune? Autorul prezintă de fapt cele trei faze ale mântuirii. Am fost zidiți în Hristos, acum avem sfințirea, la sfârșit avem viața veșnică. Da? Am fost zidiți în Hristos, asta duce la o trăire în sfințenie și de fapte bune și ca sfârșit vom avea viața veșnică. Acum, un mod în care noi putem privi la veșnicie și la răsplătirea de acolo este văzând acum viața noastră faptele bune. Eu nu pot să spun nici dacă sunt calvinist. A, eu sunt mântuit prin har, n-am niciun stres. Nu, eu trebuie să văd acum în viața mea rodul Duhului Sfânt. Viața lui Hristos în mine. Rodul faptelor bune. Eu nu pot să zic, oh lasă că viitorul meu e asigurat. Îi e asigurat, dar asigurat și prezentul. Practic, e asigura prezentul, da? Nu doar teoretic în mintea mea. Bun. Puterea de a face fapte bune. De unde vine puterea? În ce constă puterea? Capacitatea oamenilor de a face fapte bune nu provine din ei înșiși, ci, îmi place expresia, în întregime de la Duhul lui Hristos. În întregime de la Duhul lui Hristos. Mai mult. Pentru a fi capabil de acestea pe lângă harurile pe care le-au primit deja, este necesară o influență efectivă a acelui aș Duh Sfânt care să lucreze în ei după plăcerea lui, atât voința cât și înfăptuirea. Deci puterea de a face fapte bune vine în întregime de la Duhul Sfânt. Dar nu e ca și când Duhul Sfânt a intrat în noi în momentul nașterii din nou și de acolo înainte totul ține de noi. Ne descurcăm noi. Nu. Zice că Duhul Sfânt în mod constant exercită o influență eficientă în viața noastră. Ne dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea ca să facem aceste fapte bune. Cât de datorii suntem lui Dumnezeu. Vă zic, răsplata pe... Răsplata pe care Dumnezeu ne -o va da nouă este o răsplată pe care ne-o va da pentru faptele pe care El ni le-a pregătit, pentru faptele pentru a, a cărei putere vine de la Dumnezeu, a cărei voință vine de la Dumnezeu. Adică Dumnezeu îți dă voința în făptuirea, îți pregătește faptele, te face să faci faptele alea și pe te răsplătește. Da? E ca și cum le-ai ajutat pe băiatul tău sau pe copilul tău să facă o chestiune de care el e total incapabil și faia spui, uite ce, ce, ai făcut pentru tată și le răsplătești. Și spune, da, ce grozav să simte că a făcut el lucrul ăla. Mă, noi știm cine a fost în spate. Asta se întâmplă cu noi în realitate. Acum, atenție, foarte important. Se ridică de foarte multe ori întrebarea aceasta cu privire la modul în care noi trebuie să ne relaționăm la Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt stă în spate la fiecare faptă bună pe care o faci, o vorbă bună, o atitudine corectă, un dar, un mesaj, nu știu, orice faptă bună, un ajutor de oricare fel, spiritual sau material sau moral sau de care vreți dumneavoastră. Dacă toate vin de la Duhul Sfânt și nu putem să le facem fără Duhul Sfânt, cum le facem atunci? Ar trebui să așteptăm că dacă vin de la El, nu? La un moment dat se poate duce gândul și să spune a, atunci ar trebui să aștept și ar trebui să am o aplicație, nu să mi se aprindă aici, atât Duhul Sfânt vrea să facă o faptă bună. Sau să încercăm să ne chinuim, noi nu putem face și așteptăm, încercăm, ne chinuim până când Duhul Sfânt ne ajută. Oare așa să fie? Răspunsul este nu. Și mărturisirea cuprinde prinde foarte bine aspectul ăsta și într-un fel ă, obiecția asta care se ridică de multe ori. Acțiunea Duhului Sfânt nu trebuie să ducă la neglijență din partea lor. Știi, să aștepți pe Duhul Sfânt. Ca și când ei nu ar fi obligați să facă nicio mișcare până când nu primești din partea Duhului un impuls special. Deci eu nu trebuie să stau lenos le și să zic, pa știu că Duhul Sfânt să-mi dea impulsul. Deci nu nici vorbă de așa ceva. Din potrivă ei trebuie să se străduiască, să înflăcăreze harul lui Dumnezeu care este în ei. Și lucrurile funcționează foarte simplu, frați și surori. Foarte simplu. La ori, eu trebuie nu doar să văd Dumnezeu, să -mi... auzim de o expresia asta, să-mi deschide Dumnezeu o cale sau să deschide Dumnezeu o ocazie ca să fac fapte bune. Nu. Dumnezeu ți-a dat minte să deschizi tu. Dumnezeu ți-a dat minte să deschizi tu. Să întrebi tu să cauți tu, să scrii tu un mesaj, să dai tu un telefon, să întrebi tu. Ce, ce, vrem oare revelații extra biblice ca Duhul Sfânt să ne informeze? Nici vorba de așa ceva. Trebuie să fim proactivi în chestiunea asta. Dai? E același lucru cu a spune, Doamne, deschidem o ocazie în Zalău unde sunt 50.000 de oameni nepocăiți, deschidem o ocazie să le vestesc Evanghelia. Uh, cum să ți-o deschid? Îți lângă tine. Deschide gura și spune ceva când te întâlnești cu ei. Dar ne lăsăm și eu cred că este o scuză uneori nu din, născută din reavoință, ci pentru că așa gândim noi. Așteptăm ceva special să se întâmple. Nu! Au zis, nu trebuie să aștepți niciun impuls din partea Duhului Sfânt. Există momente când Duhul Sfânt îți dă impulsuri speciale? Cu siguranță. Există momente în care Duhul Sfânt presează puternic asupra ta să faci un lucru? Cu siguranță. Dar modul de bază pe care, modulul pe care eu trebuie să funcționez este acesta. Eu fac fapte bune, eu cat să fac foarte bune tot timpul. Tot timpul. Și după ce am făcut-o zici, dar n-am simțit niciun impuls al Duhului Sfânt. Dacă ai făcut-o, înseamnă că a fost de la Duhul Sfânt. Chiar dacă tu n-ai simțit nimic. Așa funcționează lucrurile. Mărturisirea continuă cu o discuție despre perfecționism. Dacă putem să facem numai fapte bune. Și zice așa, aceia care în viața aceasta ajung la cele mai mari înălțimi posibile ale ascultării sunt totuși departe de a ajunge la exces de zel. Sau de a face mai mult decât le cere Dumnezeu. Și mai degrabă greșesc în multe din lucrurile la care sunt chemați. Există imperfecțiuni în faptele noastre bune, da? Departe de a fi perfecți. Departe, departe. Conform Bisericii Romano-Catolice, Fecioara Maria, a reușit această performanță. A reușit această performanță, dar ideea asta, să știți, că s-a strecurat și în evanghelism, în multe mișcări de-a lungul timpului, oameni care au provăduit că nu mai păcătuiesc. Eu am întâlnit oameni, eu am întâlnit oameni, față în față care au spus că nu păcătuiesc și că fac doar binele. Este o altă discuție mai lungă, nu, nu face obiectul discuției noastre și a mesajului în această seară. Rolul faptelor bune Continuă mărturisirea uh, în mântuirea noastră. De ce nu ne putem mântui prin fapte bune? De ce? Ia auziți ce spune. Noi nu putem ajunge să merităm iertarea păcatelor sau viața veșnică ce ne sunt date de Dumnezeu și nici chiar prin cele mai bune fapte din cauza marii disproporții ce există între ele și Slava viitoare. Precum și din cauza distanței infinite dintre noi și Dumnezeu. distanța spirituală se referă. Prin ele nu putem să-i aducem vreun câștig, nici să plătim datoria păcatelor făcute în trecut. După ce am făcut tot ce am fost în stare să facem, noi nu ne-am făcut decât datoria. Fiind doar niște slujitori nevrednici. Adică dacă chiar ai fi să spui, nu poți să spui asta, dar și dacă ai făcut tot, deci oare Dumnezeu acum ține cont și mă mântuie din cauza asta? Nu. A trebuit să spui sunt un rob netrebnic, n-am făcut decât ce eram dator să fac. Deci există un psalm profetic în Sfânta Scriptură care mi-e îmi place într-un mod deosebit pentru că este puțin ironic. Și Dumnezeu vorbește, poporul Israel. Poporul Israel și-a făcut un ritual din a ajunge jerfe. Și în loc să înțeleagă că, că prin aceea Dumnezeu arăta acoperirea păcatului, aveau senzația că îi fac lui Dumnezeu un favor. A, ce animal! Ce bou gras am adus! Câte e oi! Ce am jerfi noi aici! Ce, -a, ce grozav suntem noi! Dumnezeu le-a lăsat lor pentru ei astea, ca să le acopere păcatele. Și Dumnezeu vorbește cu ei și îi spune așa. Ascultă, Israele, și de voi înștiința, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Nu pentru ierfurile tale, te mustru, căci cearele tale de tot sunt necurmat înaintea mea. Dumnezeu recunoaște, da, faci lucrul ăsta. Nu voi lua tauri din casa ta, nici sap din staurile tale. Căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce mișcă, pe când este al meu. Adică dacă mi-a adus ceva, mi-a adus de la mine. Ăsta e primul argument. Ăsta e primul argument. Al doilea argument pe care îl vede Dumnezeu este asta. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție. Și aveam impresia că i-am făcut un favor, Dumnezeu. Ce fapte, ce osteniți suntem, câte lucruri am făcut pentru Dumnezeu. Doamne, am făcut, chiar asta e expresia, am făcut pentru Dumnezeu. Câte lucruri au făcut ăla pentru Dumnezeu. Dacă ar fi foame lui Dumnezeu, n-ar bate la ușa ta. Nu ar bate la ușa ta Dumnezeu. Căci a este lumea și tot ce cuprinde ea. Și Dumnezeu retoric întreabă, ironic. Oare mănânc eu carnea taurilor? Mă, pentru mine le-ați adus. Oare beau eu sângele țapilor? Și to toate întrebările astea retorice, răspunsul este nici vorbă. Nu pentru Dumnezeu am făcut noi lucrurile astea. De aceea ei nu puteau să-și făurească o a lor prin lucrurile alea. Ele veneau de la Dumnezeu, Dumnezeu nu avea nevoie de ele. Ele veneau de la Dumnezeu, Dumnezeu ne avea nevoie de ele. Acesta este motivul pentru care nici noi nu ne putem mântui prin faptele noastre bune. Vă menționez câteva întreagă. De ce nu ne putem mântui prin faptele bune? E foarte bine să știm lucrurile astea, pentru că uh, perspectiva de bază, în, 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 nu în țară la noi, în lume, în conștiința omului. Conștiința omului este deviată exact în privința asta. El crede că într-o oarecare măsură poate să facă ceva pentru mântuirea lui. Puțin. Să contribuie cu ceva. Păi prima problemă este că niciodată faptele bune nu pot să spele faptele rele. Asta gândesc oamenii, nu? Am făcut fapte rele. Ei nu neagă. Întrebați pe oamenii. Ei nu neagă că au făcut fapte rele. Dar sper că Dumnezeu o ține, să țină conști de faptele bune. Întrebare. Dacă 40 de ani conduc corect și nu iau nicio amendă, să presupunem. Nu știu dacă sunt oameni ăștia, probabil că o sunt. Și la, după 40 de ani de condus, o mor pe cineva pe trecerea de pe etoni. Întrebare! O să zică cumva judecătorul, pentru că ai condus 40 de ani, nicio problemă, tată, e liber. O să zică judecătorul așa? Nici vorbă! Nici vorbă! Poate o să scrie cineva un articol despre tine, dacă audi cineva că n-ai luat 40 de ani Uh, amendă, poate să te treacă în cartea recordurilor, dar când ai călcat pe trecerea pe pieton pe cineva, să face dosar penal, domnule, și te bag în pușcărie. Dacă nu ai niște prieteni foarte corupți acolo. Asta se întâmplă. Fapt, dacă cu judecători omenești n-ar trebui să se întâmple asta, cu atât mai puțin cu Dumnezeu, care este un judecător perfect, da? De asemenea, motivul pentru care nu ne mântuim prin fapt tribunii este pentru că un singur păcat de -a nostru este o ofensă și o trădare infinită înaintea lui Dumnezeu. Și un singur păcat ne-ar plonja pentru totdeauna în iad. Sunt irrelevante faptele bune. De asemenea, mântuirea în sine înseamnă o scăpare din exterior. Dacă cineva cade într-un puț sau într-o groapă și l-o mântui cineva, l-o scos, folosim expresia mântuit cum e folosită și în Vechiul Testament de multe ori, l-o mântui cineva de acolo, o să că el, m-a mântuit? Nu, mântuirea a venit din exterior. N-a făcut nicio faptă bună. El putea să facă fapte bune în groapă cât vroia el, dar nu să-l mântuiască. Dar nu să mântuiască. Putea să stea oameni la gura gropii și să le dea sfaturi grozave. Dar nu se putea mântui de acolo, da? Mântuirea în sine, definiția mântuirii înseamnă scăpare, eliberare și în esență înseamnă că altcineva din exterior pune mâna pe tine și te scoate. De asta nu te poți mântui prin fapte bune. Nu există fapte bune fără Dumnezeu. Pentru că Biblia ne arată că sursa tuturor faptelor, bune tuturor faptelor noastre bune este Dumnezeu, dacă cineva întreabă, pot să fac fapte bune ca să fiu mântuit? Nu există fapte bune fără Dumnezeu. Deci nu poți. Nu există așa ceva. Dumnezeu este sursa faptelor bune. Da? De asemenea, omul se află în rebeliune totală, dușmănie, față de Dumnezeu. da. Întrebare, oare ține Dumnezeu cont de faptele bune cât timp omul este dușman cu Dumnezeu? E ca și cum mai spune cineva îmi dădea exemplul ăsta astăzi. Zice, uh, ai acceptat să ai acceptat să stung de arda din curte dacă după ți-o nevasta sau copiii? E absurd, e aberant. Oh, oh, dar au făcut o fată bună, e bine cu searba. O fi fost, domnule, dar e o disproporție aberantă. Așa este omul. Așa este omul. Toți oamenii suntem îndreptați împotriva lui Dumnezeu. Suntem dușmanii lui Dumnezeu. Suntem rebeli lui Dumnezeu. E irelevant ce fapte bune am făcut față de el. E relevant că la un moment dat spune, Doamne, dar am făcut și eu lucru ăsta bun. Nu te poate ajuta, nu te poate mântui cu absolut uh, nimic, da? Asta ar fi și o jignire extraordinară uh, adusă jertfei Domnului Isus Hristos. Extraordinar. E ca și cum ei spune lui Dumnezeu, Doamne, ai dat tot, dar puțin te la acolo, măcar cât de puțin am făcut și eu. Este o jignire, este o... inconștient, evident, este o jignire blasfemiatoare la adresa Domnului Isus. Să spui că tu prin faptele tale poți să adaugi, să contribui cu ceva la jertfa Domnului Iisus Hristos. Da? De asemenea, nu te poți mântui prin fapte bune că nu astea sunt condițiile lui Dumnezeu. Care sunt condițiile lui Dumnezeu să fii mântuit? Credința și pocăința. Te poți mântui prin fapte bune? Nu. De ce? Nu asta ți-a cerut Dumnezeu. Dumnezeu nu ți-a cerut să faci acte de caritate ca să fii mântuit. Dumnezeu ți-a cerut să crezi în Domnul Isus Hristos și te pocăiești de păcatele tale. De asta nu poți fi mântuit prin fapte bune. Îți importante fapte bune? O fi, domnule, dar nu pentru mântuire. Nu pentru mântuire, da? De asemenea, nu poți fi mântuit prin fapte bune pentru că Biblia spune foarte clar că mântuirea duce la fapte bune. E ca și cum mai spune sau cum se spune de fapt că ai pus căruța înaintea cailor. Cum se mântui prin fapte bune dacă faptele bune vin din mântuire? Da? Din mântuire. Doar mântuirea produce fapte bune. da. De asemenea, dacă am putea să ne mântuim, măcar prin câteva fapte bune, asta ar deturna pentru totdeauna scopul suprem pentru care existăm, pentru care Dumnezeu ne mântuie și anume slava lui Dumnezeu. Adică în cea mai importantă lucrare care se săvârșește în istoria mântuirii, în istoria lumii, mântuirea noastră, noi avem acolo ceva. Avem și noi, am contribuit și noi cu ceva. Ne-am băgat și noi cu ceva acolo. Are Dumnezeu slavă, nu zicem, dar și noi am pus umărul puțin. Dumnezeu nu o lasă. De ce mântuirea este numai prin har? Pentru că cea mai glorioasă lucrare făcută în Domnul Isus Hristos, toată slava să se ducă numai lui Dumnezeu. Faptele noastre nu pot adăuga, completa, scoate absolut nimic de acolo. Da? Dacă ar fi mântuire prin faptele bune, scopul suprem pentru care existăm și pentru care suntem mântuiți ar fi deturnat. Da? Ar fi deturnat. Uh, nu poți fi mântuit prin faptele bune și ăsta este argumentul pe care îl folosește Pavel în Tit. Pentru că nu ești mântuit nici mă, pentru, măcar pentru ale uh, care sunt contabilizate de Dumnezeu după mântuire. Pavel spune, el ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire. Adică dacă Dumnezeu nu-ți faptele făcute în neprihănire, ce te face să crezi că ți le contabilizează toate alea făcute în păcat? Nu? Dacă pe alea nu ți le ia în cală Dumnezeu ar putea să zică, îl mântui pentru că văd că după mântuire el va produce un număr de fapte bune. Ăsta merită mântuit. Nu zice, nu pentru aia te-a mântuit. Dar să te mântui pentru alea care au fost înainte de mântuire și care au fost uh, nespus uh, de stricate, da? Uh, întrebarea asta, deci dacă Dumnezeu ne poate mântui pe baza faptelor, este greșită pentru că pornește de fapt cu o definiție eronată. Nu există fapte bune când ești nemântuit. Dacă n-ai Duhul Sfânt în tine, dacă nu ai credință, dacă nu ești regenerat, nu există fapte bune. E o definiție eronată. Când cineva întreabă, dar nu, Dumnezeu n-ar ține cont de faptele mele bune. Nu ai fapte bune, după definiția biblică. Omul, când nu e în credință, când nu e în Duhul Sfânt, când nu este în Hristos, când nu este născut din nou, nu poate face fapte bune. Și Biblia ne arată foarte clar, Dumnezeu cere de la noi desăvârșirea. Dacă vrei să o iei pe calea faptelor, trebuie să atingi perfecțiunea. Cine calcă o singură păruncă se face vinovat de toate. De ce? Pentru că legea lui Dumnezeu este una, este un corp unitar. Dumnezeu nu le poate gândi. Dacă o vrei pe calea legii, pe calea faptelor, trebuie să împlinești tot. Sau ei calea, sau ei calea mântuirii. să-l ascultăm și pe Apostolul Pavel, care Apostolul Pavel n-a fost un stricat al vremii sale. Apostolul Pavel a spus și știu bine că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea și apropo de pasajul acela pe care mi l-am adus aminte chiar acum, care spune că Domnul Iisus zice Voi care sunteți răi știți să dați daruri? Zici, vezi ce spune Domnul Iisus? Mai citește-o toată versetul. Am auzit de o grămadă de ori citat versetul ăla în sprijinul faptului că oamenii pot să facă fapte bune. Oamenii fără Dumnezeu. Ce spune Domnul Iisus? Voi care sunteți Cum răi știți să dați Daruri Noi suntem răi și știm să dăm daruri bune Ce-i bun acolo? Darul e bun, nu eu sunt bun Eu sunt rău în mine Fără Dumnezeu, fără nașterea din nou Nu locuiește absolut nimic bun De-aia nu poți fi mântuit prin fapte, prin fapte bune Totuși cum trebuie să privim faptele noastre Când suntem mântuiți și mărturisirea menționează ceva foarte important, cred eu. Totuși pentru că cei pentru că cei credincioși sunt acceptați prin Isus Hristos ca suflete individuale și faptele lor bune sunt acceptate tot în el. Adică, ele sunt acceptate nu pentru că ar fi mai presus de orice acuzație sau că ar fi fără cusur. Faptele noastre bune nu sunt fără cusur, dragii mei. Nu sunt fără cusur. Nu plecăm cu impresie falsă, nu? sau pentru că ar fi ireproșabil în ochii lui Dumnezeu, ci pentru că el se uite la ele prin fiul său. Deci Dumnezeu se uite la mine prin Fiul Său nu ca să fiu spălat doar de păcatele trecute, ci trăim viața în fiecare zi. Dumnezeu acceptă viața mea imperfectă pentru că se uite la ea prin Fiul Său. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Deci Dumnezeu îmi vede nu doar trecutul spălat de Domnul Isus Hristos, ci viața din fiecare zi îmi o vede prin Domnul Isus Hristos. Cu alte cuvinte, faptele acelea care sunt incomplete, nedesăvârșite, sunt acceptate totuși de Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Deci noi n-ar trebui să o dăm, deși uneori o dăm, așa am senzația uneori când aud unele rugăciuni, o dăm într-un fatalism din ăsta. Doamne, nimic nu i bun, nici rugăciunea asta nu e bună, nici motivațiile nu i bun, Nimic nu e bun. Mai, din un punct de vedere așa e, dar din alt punct de vedere nu e așa. E ca și Doamne, tu n-ai făcut. Eu sunt nenorocit, stricat, nu ai făcut nimic în viața mea. Nimic. Nu pot să observ nimic din lucrarea Duhului sunt în viața mea. Se o erezie, e o aberație. Da? E o negare a lucrării lui Dumnezeu în viața ta. Nu, Dumnezeu acceptă închinarea ta imperfectă, rugăciunea ta imperfectă, faptele tale bune imperfectă, pentru că se uită la ele prin fiul sau altfel, nu știu de ce nu suntem în depresie continuă. Și așa suntem că ne uităm la noi. Și așa ne apucă groaza. Pe mine mă apucă, nu știu pe dumneavoastră. Pe mine mă apucă. Lui îi face plăcere să accepte faptele noastre bune și să recompenseze sau să răsplătească tot ce este făcut cu sinceritate, chiar dacă au fost făcute cu multă slăbiciune și imperfecțiune. De ce le acceptă? Datorită Fiului Său, Iisus Hristos. Ce mare har! Ce mare har. Să nu trăim cu sentimentul că viața noastră este perfectă sau faptele noastre bune sunt perfecte, măcar așa individual luate sau particular luate, separat luate și de asta Dumnezeu ne răsplătește. Nu. El ne răsplătește tot pentru faptul că se uită la ele prin Domnul Isus Hristos. Ce putem spune despre faptele celor neregenerați? Pot ei face fapte bune? Asta e o întrebare foarte mare. Am făcut un sondaj. Am făcut un sondaj astăzi pe internet. Că am fost curios, prietenii mei, care în special sunt evangelici, am fost curios ce opinia au ei despre, despre faptele bune, și anume dacă Dumnezeu poate accepta faptele bune celor necredincioși. Și verificăm acum sondajul, eu zic că nu le acceptă. Din 347 de voturi, din 350 de voturi aproape, 42% spun că Dumnezeu acceptă faptele bune ale necredincioșilor între 350 de voturi, 42%. Spun că Dumnezeu acceptă faptele bune ale necredincioșilor. E clar, dacă este de vorbă cu mulți dintre ei, ar califica, ar explica și să ar da seama că nu sunt oameni, unse Dar au niște, au niște, aș spune, niște lipsuri în felul în care gândesc despre ce sunt faptele bune și despre ce așteaptă Dumnezeu de la oameni. De asta spun că Dumnezeu acceptă unele fapte bune ale necredincioșilor. Mărturisirea spune așa, este posibil ca faptele făcute de cei nenăscuți din nou să fie în ele în însele lucruri pronuncite de Dumnezeu și de folos atât pentru cei ce le fac, cât și pentru alții. Vedeți? Sunt îs conform, îs într-o conformare exterioară legii lui Dumnezeu și sunt profitabile. Despre ce am vorbit la început, da? Atenție! Nu conformare interioară, ci conformare exterioară legii și sunt profitabile, zice, și pentru ei și pentru alții. Totuși, atenție! Întrucât ele nu izvorăs dintr-o inimă curățită prin credință și doi, nu sunt făcute într-un mod corect conform cuvântului și trei, nici cu singurul scop corect, acela de a da slavă lui Dumnezeu, ele sunt păcătoase și nu pot place lui Dumnezeu și nici nu-i pot aduce pe om în starea de a primi har din partea lui Dumnezeu. Însă neglijarea lor este și mai păcătoasă și neplăcută înaintea lui Dumnezeu. Atenție, vedeți ce e interesant. Deci mărturisirea face distinție foarte clară în sub punctul ăsta că există fapte, în ghilimele, bune ale necredincioșilor în ce privește conformarea exterioară și chiar sunt de folos oamenilor. Și lor înșiși și oamenilor. Și mărturisirea chiar încheie sub articolul ăsta spunând neglijarea lor e și mai păcătoasă. Deci nu-i tot una. Zici, a, cum ni gândesc așa? Toate păcatele sunt la fel. Nu, dacă îi spun la nevastă mea, Doamne ferește că m-am uitat după o fată și am poftit-o în mea. E una și dacă îi spun că am curvit cu ea, e cu totul altceva. Păi putea spune, dar toate păcate și la fel. Nu e așa, asta este o prostie, nu este așa. Este o mare enormitate. Nu n ar funcționa. Lumea s-ar dezintegra dacă toată lumea spune, dar toate păcatele sunt la fel. O minciună e ca o crimă. Nu! Nu este așa! Nu este așa, pur și simplu, nu este așa. Nici înaintea lui Dumnezeu nu este așa. Așadar, deși mărturisirea recunoaște că sunt fapte profitabile înaintea oamenilor, care se conformează legii lui Dumnezeu în exterior, totuși pentru că nu e dintr-o inimă născută din nou, nu-i făcută din om în păcat cu Dumnezeu, nu-i făcută ca să dea slavă lui Dumnezeu, ea este păcătoasă. Aici trece pe palierul spiritual, da? social e bună, spiritual nu e bună. Dar a nu le face, a ne le neglija, te face mai vinovat înaintea lui Dumnezeu. Da? Deci nu este tot una, ai tot una. Deci dacă Dumnezeu nu acceptă fapte perfecte, mai bine nu le fac. Ești mai vinovat atunci mai bine fac rău și e mai vinovat. Da? Deci există o gradare chiar și a păcatului. Există o gradare. Există o gradare a păcatului. Poate altă dată vom vedea care este diferența dintre, uh, dintre fapte. De ce Dumnezeu vorbește uneori despre... A făcut un păcat foarte mare înaintea lui Dumnezeu. Sau zice despre lui, dar mai bine să nu se fi născut. Nu spune așa despre toate păcatele. Nu spune așa despre toate păcatele, da? Deci ce este, de ce un om necredincios nu poate face fapte bune? Acum nu vorbim de ce nu se poate mântui prin fapte bune, da? De ce nu poate face fapte bune? Păi mărturisirea a spus. 1. Izvorul din care pornește toată viața noastră, toată trăirea noastră, inima este poluată. De asta nu poate face fapte bune, da? Nu i născut din nou. 2. Motivația este poluată, da? Nu are o dragoste sinceră pentru Dumnezeu. 3. Scopul este deturnat. Fie face pentru autoneprihănire, fie face pentru câștigarea unor beneficii, fie face de ochii lumii, fie face pentru anumite răsplăți. Scopul lui nu este conform cu ce spune și Sfânta Scriptură și mărturisirea nu este slava lui Dumnezeu. Deci, inima, da? izvorul e poluat, 2. motivația e poluată, 3. scopul este deturnat, 4. standardul Scripturii este ignorat, pentru că Biblia cere desăvârșirea, Biblia cere ca întâi să fii mântuit, după aia să faci fapte bune, Că tu ai putea să zici odată, da, m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și omul ăsta necredincios a făcut o faptă bună. Da, cuvântul lui Dumnezeu îi cere înainte să facă fapte bune să pochească. A făcut? Nu, n-a făcut nicio faptă bună atunci. Da? Deci n-a respectat nici măcar cuvântul, nici măcar în privința aia. Dumnezeu spune, înainte să faci fapta asta bună, crede în Domnul Iisus și pocăiește te Da? Asta e ordinea. Și ce? Da, am făcut faptă bună. N-ai făcut. Nu ești conform cu cuvântul lui Dumnezeu. Ca să fii conform cu cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să respecti și ordinea pe care o cere Dumnezeu. Da? Deci, Trebuie să fie izvorul, la necredincioși, izvorul e poluat inima, motivația, scopul, nu este o respectare a standardului scripturii. În al cincilea rând, nu este puterea Duhului Sfânt. Da? El nu depinde total, nu depinde deloc de Duhul, sunt în uh, facerea acelei fapte bune. 6. meritele pentru faptele alea bune nu sunt meritele Domnului Isus. Mărturisirea face foarte clar faptul că, pentru a fi acceptate faptele noastre, ele trebuie privite prin Domnul nostru Iisus Hristos. De-aia nu poate face uh, fapte bune. Și gândiți-vă la următorul lucru. Dacă omul necredincioș ați putea face fapte bune, atunci pentru ce a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să facem fapte bune? Dacă necredincioșul poate face oricum fapte bune, pentru ce a pregătit Dumnezeu mai dinainte de veșnicie niște fapte în care puteam să urmăm oricum? E absurd, nu? E absurd cum... N-are nicio logică, da? De asemenea, cum ar putea oamenii să dea slavă lui Dumnezeu pentru faptele noastre bune dacă și și pot face fapte bune? Înseamnă că oamenii s-ar putea uita la faptele bune ale necredincioșilor și să dea slavă lui Dumnezeu. Ceea ce nu e posibil. E clar că se vorbește despre calitativ niște fapte diferite ale celor credincioși, da? De asemenea, Biblia spune tot ce nu vine din credință este păcat, chiar și ce e conformare exterioară cu Cuvântul lui Dumnezeu. Este păcat. Trebuie să vină dintr-o, cum spune mărturisirea, dintr-o inimă curățită de credință. Da? Domnul Isus. Domnul Isus condamnă faptele bune. Nu condamnă Domnul Isus faptele bune. Elita vremii făceau fapte bune berechet. Era o conformare exterioară cu legea lui Dumnezeu? Era, domnule. Adică, eu tot mă gândesc la exemplu, să chiar să stai să numere acolo bobițele Aș fi selectat, doamne, cam atâta aia 10 aparte, nu stau eu să număr bobițe. Ăștia făceau treaba asta. Ăștia făceau treaba asta. Îi apreciază Domnul Iisus? Nu, Domnul Iisus Hristos este cel mai agresiv cu oamenii ăștia. Pentru că inima lor nu era transformată. Dumnezeu, Domnul Iisus nu acceptă rugăciunile lor, zeciuielile lor, trăirea lor. Vorbește extrem de dur cu ei. Extrem, extrem, extrem de dur cu ei, da? Uh... Și Dumnezeu nu acceptă faptele bune pentru același motiv pentru care ucigașii și Domnul Iisus ar putea să facă câte fapte bune vor ei. Odată ce ai făcut păcatul acesta, nimic nu mai contează. Ce am vrut să spun? Am vrut să spun că dacă și noi am trăit tot în vremea Domnului Iisus și dacă noi fiecare dintre noi, asta e convingerea mea 100%, lăsați de Dumnezeu exact cum au fost lăsați evrei și romani am face exact același lucru pe care l-au făcut ei. Ce a spus Dom Dumnezeu? A, dar totuși sunteți poporul meu. A, dar totuși față de păgâni, totuși voi respectați legea. A, dar totuși față de romani și de greci și de barbari și de toți păgânii care sunt în lumea asta și fac toate atrocitățile. Voi totuși respectați, iubiți legea, încercați să trăiți o neprihănire. Vreți voi să vă mântuiți prin faptele voastre bune, dar bine măcar că le faceți. Nu Dumnezeu spune, raj de pe fața pământului. Și în anul 70, rale de pe fața pământului. Cetate iubită, Ierusalim. De ce? Pentru că era irelevant ce fapte bune și câte fapte bune au făcut ei când l-au respins pe Domnul Isus Hristos. Nimeni nu poate face fapte bune decât prin Domnul Isus Hristos. Există o singură un singur om pe care Dumnezeu l-a acceptat și acela este omul Isus Hristos. El este mijlocitorul nostru, el este mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Suntem în el, suntem acceptați cu viața noastră în întregime și cu trăirea noastră și cu faptele bune, nu suntem în el, nu putem fi acceptați. Nu, fi, nu putem fi acceptați. Și lucrul acesta este încurajator. Nu doar faptul că Dumnezeu ne, Dumnezeu ne facilitează, Dumnezeu ne ajută, Dumnezeu ne impulsionează Dumnezeu ne pune tot ce este la dispoziție să trăim o viață după voia Lui, ci și faptul că, în ciuda imperfecțiunilor, El acceptă toată viața noastră și nu doar că acceptă, o răsplătește. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Amin.